Un șofer de 76 de ani a fost urmărit în trafic, blocat și bătut pe o stradă din Hunedoara. Agresorul este un alt șofer nervos, fiindcă bărbatul de 76 de ani a condus prea încet. Bărbatul a luat și bătaie și s-a ales și cu mașina avariată. După ce a parcat mașina, bărbatul de 76 de ani a coborât din mașină pentru a merge la niște cunoștințe, iar lângă autoturismul său se afla parcat șoferul autoturismului care l-a claxonat. Acesta a coborât din mașină și l-a lovit cu pumnul în față, după care a lovit portiera stângă din față a autoturismului septuagenarului cu piciorul și a rupt maneta ștergătoarelor. Bărbatul de 76 de ani a fost dus la spital pentru consult, iar celălalt șofer, în vârstă de 28 de ani, Hunedoara, a fost identificat la scurt timp de polițiști și audiat. Pe numele său a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru lovituri sau alte violențe și distrugere, tânărul fiind reținut preventiv pentru 24 de ore. Relatează mesajul.ro